Anchetatorii au ajuns la concluzia că el este făptașul în urma audierii martorilor. Oamenii legii au aflat că Gyunay Dım locuiește în municipiul Constanța fără forme legale, el fiind din Megidia. Însă, când a trebuit să se prezinte la audieri, a dispărut fără urmă, așa că oamenii legii îl caută și în Megidia, unde își are domiciliul stabil. Toate indiciile anchetatorilor duc la concluzia că Musuret Gyunay Dım este fostul iubit al unei fete de 28 de ani, care a vrut să incendieze ușa, gelos fiind, numai că a greșit apartamentul. Este doar suspect deocamdată și deocamdată se fac cercetări. Îl căutăm. Nu se știe de el, nu se dă în urmărie pentru așa ceva, dar îl căutăm. Este căutat de către noi, îl avem în vedere. Când îl vom găsi, îl vom audia și vedem ce propunere se va face prin parchet, sub coordonarea procurorului. Dar știți ce pedeapsă poate primi? Păi deocamdată e vorba de distrugere ca încadrare juridică. Încă de vineri, 15 noiembrie, oamenii legii au stabilit că incendiul a fost pus intenționat de către un individ dornic să se răzbune pe o fostă iubită, după cum au susținut vecinii. Megidianul însă a greșit adresa și a dat foc ușii unui apartament în care locuiesc doi pensionari, tot la parter și tot în aceeași scară. În plus, piromanul a împrăștiat în scara blocului imagini cu fosta sa iubită îmbrăcată sumar, pe care oamenii au recunoscut-o imediat ca fiind fata vecinilor.